unicornii mei, fata voastră Olivia aici și bine ne-am regăsit la un nou vlog în care deschid cadouri de la voi. Sunt atât de multe, eu am zis scrisori! Astea sunt scrisori, măi! Astea sunt scrisori. O să dureze 5 ani acest vlog, deci hai să-i dăm drumul. Începem cu acest cadou, care este din Botoșani, de la Ioana. Astea sunt doar primele 22 de colete din 60, adică voi nu v-ați încurcat. Efectiv, nu v-ați încurcat. Ai luat un lanț care are două din astea și aici scrie best și probabil tu ai partea cu friend? Ce drăguț! Și aici? Semnat Ioana. Oscar, iubitul! Olivia este un nume frumos, un nume dulce și melodios. Un nume de muză și de zeiță. Un nume duios de copiliță. Mamă, frumos! Olivia a fost și mereu va fi o copiliță cu un trandafir, ca un trandafir. Olivia, o fată divină, va fi, ai grijă cu ea, n-o dezamăgi. Cu un glas delicat, ea ne-a fermecat, noi vom iubi orice ar fi. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Mulțumesc, Ioana! Ia să vedem următorul pachet, hai fără să se vadă destinatarul. Ăsta este de la Cindy din Mureș. I-a luat o jucărie în Oscar, măi! Domnul era pregătit la mușă, uite cum face! O vrei? Da? Ce fericit e, mă! Ce fericit l-ai făcut! Mulțumesc mult! Ce-i asta? Știi când o să folosesc asta? Când o să vreau să mă simt sub presiune și o să-mi pun o de-asta și o să fiu gen trebuie să termin o piesă până se duce tot praful ăsta roz. Thank you! E Crăciunul în fiecare zi la mine. Avem acum următoarea cutie. Oleu, vai câte scrisori, desene. Dragă Olivia, vreau să încep cu acest cuvânt, minunată. Ești o persoană minunată cu o voce care cucerește orice om. Îmi pare că nu te pot susține. Îmi pare rău că nu te pot susține de pe TikTok, deoarece mi l-am dezinstalat. Dar mă bucur că follow-ul a rămas acolo. Ai niște piese superbe și o voce de aur. Țin să spun că fac cantos și sunt fecioară ca tine. Te pup! Videoclipurile pieselor sunt superbe și tu la fel. Ești perfectă și ai mult bun simț. Ținând cont că te susțin de mai mult de un an, am decis să fac un fanpage pentru tine. Olivia, my sweet life. Și m-aș bucura dacă mi-ai dat follow. Dacă nu, te înțeleg. Acum îți dau follow. Am lăsat scrisorile la sfârșit pentru că știu că o să mă bușească plânsul când o să încep să le citesc și încerc să evit treaba asta. O cutie destul de bine sigilată. Olivia și coletele. Nu mai zic nimic. Deci vă rog frumos să vedeți cât de frumos este pachetat. Dar nu știu ce fac cu ea. Dar o să o păstrez. Mai cadouri frumoase mea. Măi, sunt eu cu față de ursuleț, mă. Semănăm. Băi, vă jur pe tot ce am, pe tot ce vreți. Am primit lănțicul ăsta, stați să vi-l arăt. Deci lănțicul ăsta l-am primit. Mă, cât de frumos, dar haideți să vă zic de ce am avut reacția asta. Mi-am pierdut acum 3 zile, un inel, aveam un inel cu ochiul ăsta și efectiv am tot căutat să-mi cumpăr altul și nu am găsit. Și acum am primit un lanț. Universule, mulțumesc din suflet! Am primit un unicorn, mă! Măi, ce frumos! O să-l adaug la colecția mea de unicorni aici. Dragă Olivia, eu sunt Adelina. În această scrisoare vreau să îți arăt din nou cât de mult te iubesc. Vreau să-ți spun că voi fi alături de tine mereu, orice s-ar întâmpla și cu orice ocazie. Când am plâns, m-ai înveselit. Când zâmbesc, este datorită ție. Când eram la pământ, tu m-ai ridicat. Când eram sus, tu erai lângă mine. Îți
mulțumesc că ești lângă mine, nici nu știu cum să mă revanșez. Ești un înger pe pământ cu zâmbet de aur și glas dumnezeiesc. Nu, deci nu. În curând vei face 1 milion pe TikTok și ți-am trimis niște confeti. Ți-am trimis niște confeti pentru ca în acele clipe frumoase să-ți aduci aminte de mine. Sper să-ți placă ce ți-am trimis. Visul meu este să te întâlnesc. Nu voi renunța la el pentru că ne-ai învățat să nu dăm cu hate și să nu renunțăm la visele noastre. Te iubesc. Cu iubire, Adelina. Iar începe. Deci, aceste despachetări de scrisori și cadouri devin din ce în ce mai intense. N-aveți idee cât pot să mă bucur că ceva din ce spun eu sau un sfat pe care vi-l dau ajunge la voi și efectiv, nu știu, îl urmați și îmi și spuneți că v-a făcut bine sfatul ăla. Nu, na. Este un sentiment extraordinar. Mă bucur atât de mult că pot să vă ajut. Cât pot eu, nu știu, sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare pentru treaba asta. Mulțumesc din tot sufletul meu. Dacă dați acum să vedeți cum eram la început, s-a schimbat total modul. Gata, one eternity later am reușit să deschid cutia. Uite ce frumoasă e, vai! Hi, how are you? Unicorns are real. Yes, they are. We are all real and we are all magical. Dragă Olivia, îți mulțumesc că m-ai ajutat de fiecare dată când am căzut, de fiecare dată când sunt pe punctul de a spune renunț. Mă gândesc la tine și la sfaturile tale. Mă bucur că te-am cunoscut. Nu credeam că este posibil să mă atașez atât de mult de o persoană pe care am văzut-o doar printr-un ecran. Dar tu ai făcut acest lucru posibil. Te iubesc mult de tot sufletul meu. Tot ce-mi doresc este să mă întâlnesc cu tine și să te țin în brațe pentru totdeauna. Sper să-ți placă ce ți-am cumpărat. Chiar n-am știut ce să-ți cumpăr, chiar sper să-ți placă. M-am întors, știu că pentru voi nu a trecut mult timp, dar pentru mine a trecut deja jumătate de oră pentru că am rămas fără baterie și da, a trebuit să opresc și să mi se încarce bateria ca să pot să filmez, ați înțeles, voi să trecem mai departe. Știu că ai foarte multe desene cu pozele tale de profil, nu mă prea pricep la desen, scuze. Dar nu trebuie să-ți cer scuze, eu mă bucur atât de tare când primesc desene și scrisori de la voi. Uite ce frumos e! Vreau toată lumea să-i lase un comentariu, să zică Mădălina, ai făcut niște desene super. Pentru că sunt foarte frumoase, uite. Chiar sunt foarte frumoase. Are we dead? Piesa nouă, să înțeleg că îți place. Abia aștept să scot și pe următoare. Stai cu I'm lost. Foarte frumos. Mulțumesc mult. Să nu te mai aud că zici că nu te pricepi la desen și că nu aia. Te rog mult de tot. Te rog. Mulțumesc mult de tot pentru cadou. Efectiv, să știți că eu mă bucur foarte tare pentru toate cadourile astea pe care le primesc, dar efectiv nu știu să reacționez pentru că mă simt overwhelmed. Sunt gen, mamă, oamenii ăștia s-au gândit la mine și mi-au făcut niște cadouri atât de frumoase și eu sunt... ce-am făcut să merit asta? Efectiv, asta este senzația pe care am și de-aia sunt așa... chiar mă simt overwhelmed. Vai, dar nu cred așa ceva. De unde ai găsit asta? Deci sunt luminițe cu unicorni. Sunt unde le găsiți, oameni? Ai, mă, ce frumos! To the Unicorn Queen, mă pregătesc. Mă pregătesc să plâng. Dragă Olivia, nici nu știu ce ar trebui să spun. Oricum nu va încăpea pe o singură foaie, știi de-o lumea încă din februarie când te-am găsit pe TikTok. Mereu mă inspir și mă înveți multe lucruri pe care nu le învăț de la nimeni. Mă faci să răci să fiu fericită, te iubesc și te ador pentru simplu fapt că existi. M-am prietenit cu mulți unicorni de când te cunosc, inclusiv cu Aurora și cu Sonia. Am încercat să desenez și eu ca Aurora, dar cred că mai am de lucru. Vezi, de Aurora, mai știi când îmi spuneai că nu-ți zice nimeni că știi să desenezi?
Credeți în visele voastre, dragii mei unicorni. Mulțumesc mult de tot și te rog frumos să nu mai zici că tu nu știi să desenezi și că tu nu știi aia și că ăla știe mai bine. Nu vă mai comparați, vă rog. Fiecare are stilul lui, fiecare este unic în felul lui. Nici măcar unul dintre voi nu mi-a trimis un desen făcut exact la fel. Toți aveți stilul vostru unic. Gândiți-vă la chestia asta. Mai! Încă un unicorn. Foarte frumos e, foarte, 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 foarte frumos. Am aici o de-asta cu unicorn. O să-l atașez la colecție. Mulțumesc din tot sufletul, iară nu știu ce să zic. Doar să nu mă tai. Mamă, știi ce fac eu acum? Fac mușchi pentru Asia Express. Glumesc. Nu știu dacă vor să mă ia. Ia să începem cu scrisoarea de data asta. E aici. Să fie oare o cană? Mamă, deci văd așa puțin ce e și este superbă. Este superbă, s-ar putea să fie noua mea cană preferată. Este superbă, superbă! Desene cu Olivia. P.S. Nu desenez frumos, dar al doilea sper să-ți placă. Of, copii, aveți încredere în voi. Aveți încredere în voi. Olivia is the best queen of the world. Olivia Adams. Stați. Sunteți foarte drăguți că vă rupeți din timp să-mi faceți mie desene. Și să-mi scrieți și să mergeți la poștă. Sper că părinții voștri nu sunt supărați pe mine că ați mers până la poștă pentru mine. Dar acum aș vrea să-ți mulțumesc pentru că atunci când plâng mă uit la zâmbetul tău și imediat îmi revine și mie zâmbetul pe față. Sau pentru că ești motivul fericirii mele în viață. Să știi că eu nu o să mă opresc vreodată din a te iubi. Sau tu din a-mi aduce zâmbetul pe față în cele mai grele momente din viața mea. Nu am cuvinte să-ți spun ceea ce înseamnă pentru mine. O să-ți fiu și eu alături în momentele fericite și triste din viața ta, exact așa cum ești și tu mie. Măi, Izabela! Acesta este de la Roxana Gabriela Dima, unicornii la putere. Fragil! Scrie pe el fragil. Ok, o să mă port frumos. Te-ai gândit să iei ceva și lui Oscar? Doamne, cât de fericit o să fie pentru asta. Mamă, dar cum l-ai făcut aici pentru... Nu, deci sunteți minunați. Mamă, la asta chiar te-ai chinuit. Foarte mișto asta. Place foarte mult. Cum să fac să o deschid fără să se să stric? Să știi că ești o persoană frumoasă, deșteaptă și să nu te lași niciodată supărată de hateri. Îți mulțumesc pentru zilele în care m-ai scos din cele mai proaste stări și m-ai făcut să zâmbești și să râd. Eu cred că și ceilalți unicorni îți mulțumim pentru tot și să știi că te iubim cu drag, Roxana. Mulțumesc din tot sufletul. Ce frumos. Ce frumos. Vai, cât e de frumos. Deci ca să înțelegeți ce a făcut Roxana, stai să văd dacă scrie explicația aici. Da. Văzând pe contul tău de TikTok, într-un videoclip, că ai deschis niște pliculețe cu apții pilduri de la Mega, m-am decis să ți le dau pe alea care ai zis că sunt preferatele tale și anume cu Ratatui. Deci, mi-a dat toate stickerele cu Ratatui. Bă, odată am zis asta, mă. Odată. Nu-mi vine să cred așa ceva. Odată am zis. Efectiv, odată. Nu, deci asta m-a dat pe spate. Nu vine să crea și unul cu unicorn. Mai am un pachet. Thank you.
Don't touch full of unicorn dust. De la Miruna pentru Olivia. Olivia my cutie. Unicornii la putere. Draga mea Olivia. Mamă, dar ce scris frumos ai! Dumnezeule! Vreau să vedeți și voi ce scris frumos ai. În primul și în primul rând vreau să știi că din toate persoanele de pe această planetă te-aș alege pe tine fără nici măcar să clipesc. Niciodată nu vreau să uiți. Am rămas fără voce. Că ai un loc special în inima mea. Întotdeauna a fost gol, dar după ce te-am cunoscut am știut că îl vei ocupa tu. Nu am cuvinte destule să-ți mulțumesc pentru ce ai făcut din mine. Ai făcut un om diferit de cel pe care familia și prietenii mei îl știau. Datorită ție, eu astăzi pot să zâmbesc și să mă bucur de viață. Neîncrederea în mine a dispărut când ai apărut ca o scânteie în viața mea. Tu, Olivia, ai scos ce este mai bun din mine. Fiecare parte... Fiecare parte din mine te reprezintă pe tine. Nu cred că vei putea înțelege iubirea, respectul și admirația mea pentru tine. Este prea mare. Ești cea mai frumoasă persoană din care am văzut. Faptul că ai apărut în viața mea mă face cea mai fericită. Nu ai idee cât de recunoscătoare sunt lui Dumnezeu că te-a adus în viața mea. Te iubesc, te-am iubit și te voi iubi pentru tot restul vieții mele. Drag Miruna. Mulțumesc mult. M-am abținut cât m-am abținut, dar nu-i bun. Stați puțin. Așteptați puțin. Mă calmez și continuăm. Un ultim cadou pe care l-am deschis a fost singurul pe care l-am deschis pentru că nu am putut abține și pentru că era într-o pungă și era de la Maria cu care m-am văzut să iau restul cadourilor. Mi-a făcut un cadou foarte frumos, am pus și pe story. Mi-a dat o scrisoare de la Hogwarts pe care n-am primit-o niciodată la 11 ani, în care sunt invitată la Hogwarts. Mi-a dat o jucărie cu din How to Train Your Dragon, pentru că este unul din desenele mele preferate, dar am pus-o în cameră. Mi-a dat o baghetă cu Harry Potter pe care nu am apucat să o deschid încă. Amuzant este că întotdeauna mi-am dorit una, bă, dar întotdeauna, de fiecare dată când mergeam în Cărturești, le vedeam și eram gen, ai frate, ia-ți și tu, și eram, nu-mi iau, dar o vreau, dar nu-mi iau. Și niciodată n-am putut să-mi iau și mi-ai făcut totul cadou. Oh my god, are și cărticică cu stickerele și... Și... M-am abținut să nu o deschid până acum, Maria. Ia, cred că așa. Așa se... Da. Frumos. Oh! Mulțumesc. O să stau numai cu asta în mână, ok? Am vrut să o las, dar I can't. Și acum, aloha mora. Uite cum am înveselit după ce am plâns. Cred că o să aibă o oră video ăsta, dar nu-mi pasă. Nu-mi pasă. Să se uite cine vrea. Eu o să mă uit. Mi-a dat aici o cutie extraordinar de drăguță pe care scrie Time to be a unicorn, dar faza foarte faină este că mi-a scris câte un mesaj pentru zilele în care sunt tristă, cum ar fi ce frumos cânti, totul o să fie ok, bravo, te descurci genial, ai cea mai frumoasă voce, ești superbă, ești perfect așa cum ești, superb, 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 superb. Scrisoarea, aici avem două desene și o scrisoare de la ea pe care nu am citit-o încă pentru că am vrut să n-am chiar toată reacția de dinainte, am vrut să
ieși pe cameră, că m-ai întrebat dacă ți-am citit scrisoarea și nu ți-am răspuns. Am ignorat complet. Aoleu, ce șmecherie, băi. Îmi place. Foarte fain. Foarte fain. Foarte fain. Foarte mișto jacheta. S-a ieșit bombă. Foarte șmecher. Și ăsta? Pe ăsta știu și îmi place mult. Foarte mișto. Eu la Hogwarts, îmbrăcată în Slytherin. Trebuie să le întind, să le îndrept, să pot să le pun pe toate. Așa, și scrisoarea, ia să vedem. Ce scris frumos ai, superb scris. Nici nu știu cum să încep, sunt atât de multe lucruri pe care aș vrea să ți le spun și totuși atât de puține rânduri. Ești totul pentru mine, ești raza mea de soare, dintr-o zi ploioasă, tu mi-aduci fericire în suflet zilnic. Nici măcar nu știu dacă aș putea să-ți mulțumesc vreodată unde ai ajuns pentru toate clipele frumoase pe care mi le-ai dăruit. Te iubesc enorm de mult, poate chiar puțin prea mult. Uneori nici măcar eu nu realizez asta. Vreau să te știu mereu bine. Zâmbetul tău mă umple de bucurie de fiecare dată. Ești cea mai frumoasă, dulce, deșteaptă și genială persoană din lume și sunt atât de recunoscătoare că te am în viața mea. Îți mulțumesc că ai fost mereu aici și ai crezut în mine că nimeni nu o făcea, nici măcar eu. O să fiu mereu alături și la bine și la rău. Te rog să nu uiți asta niciodată. Băi, chiar te cred. Că o să fii mereu lângă mine și chiar simt asta și îți mulțumesc foarte mult pentru chestia asta. Mulțumesc foarte mult, Maria, și mulțumesc că te-ai ocupat de toate astea, pentru că, în caz că nu știați, Maria s-a ocupat să adune coletele și scrisorile și a stat la poștă și a așteptat la cozi interminabile ca să ia scrisorile de la voi, deci datorită ei a fost, este posibil acest video, așa că mulțumesc din tot sufletul și pentru cadou. Și acum să trecem la scrisori. Ce mișto, ce tare. Scrisorică, măi. Mulțumesc din tot sufletul meu. Mulțumesc mult. Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Nu mai ziceți că nu știți să desenați, vă rog, nu mai ziceți că aia rău, n-am știut să desenez. Mie îmi plac toate desenele voastre. Foarte frumos e ăsta. Uite, asta voiam să vă zic. Fiecare desenează în stilul lui, niciun desen nu seamănă cu celălalt. Chiar și ăsta, care e poza mea de profil și pe care foarte multă lume desenează, fiecare o desenează în felul lui, pentru că fiecare are modul lui unic de a se exprima. Așa că nu trebuie să ziceți nu știu sau nu m-am priceput, pentru că fiecare le face în felul lui și atâta timp cât le faceți în felul vostru, o să fie super. Nu am știut ce să-ți trimit, dar sper că această scrisoare și aceste desene să-ți placă. Cu drag, un unicorn. Dragă Olivia, nu prea știu ce să-ți scriu pentru că sunt foarte emoționată. În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru momentele în care m-ai făcut să zâmbesc și să râd atunci când eram supărată. M-ai învățat multe lucruri pe care nu le-aș fi învățat de la alți oameni. Cu siguranță anul 2020 a fost mai bun prin simplu fapt că ai apărut tu. Ești o persoană bună, amuzantă, respectuoasă, curajoasă, iubitoare. Aș mai putea să înșir încă o mulțime de calități pentru că ești fata perfectă. În 2021 sper ca toate visele să ți se îndeplinească și să faci tot ce-ți dorești. Te iubesc, Martina. Mulțumesc din suflet. For Olivia from Alina. Ce tare e ăsta? Nu, ăsta e genial. Ăsta e foarte tare. Place foarte mult. Plac ochii mult. Stop bullying. Chiar că stop bullying. Hai cu 1.000.000 de unicorni. Dragă Olivia, acest mesaj este pentru tine. Vreau să-ți mulțumesc pentru cele mai frumoase amintiri cu tine. Este cam ciudat că, cum te-am văzut, ți-am făcut fanpage. Te iubesc enorm de mult. Dacă tu nu ai fi existat, nici acum nu aș fi avut un idol. Mă bucur enorm că te-am cunoscut. În fiecare zi îmi dai un vibe foarte bun și minunat. Mă bucur că te-ai simțit bine în vacanță și că te-ai întors cu bine acasă. Cu dragă Alina, unicornii la putere. Te iubesc enorm. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Și avem noi aici.
Dragă Olivia, mă numesc Clara și am 11 ani. Îți scriu această scrisoare cu speranța că o vei primi și pentru a spune cât de mult te iubesc. În primul rând aș vrea să mă scuz, dar nu prea scriu frumos. Ba da, scriu foarte frumos. Eu scriu foarte urât. De la tine am învățat în primul rând să cred în visele mele, să nu mă dau bătută și să știu să mă respect pe mine și pe cei din jurul meu. Ești o persoană minunată. Nu există cuvinte destule să-ți spun cât de mult te iubesc. Îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai învățat. Pentru mine, personal, ești ca o mamă. Te văd ca un exemplu în toate. Sper să primești această scrisoare. Te iubim mult, unicornii la putere. Cu mult drag, Clara. Mulțumesc din tot sufletul, Clara. Mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult, 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 mult de tot. Mi-a pus caramele aici. Caramele, caramele. Aici avem niște stickere desenate de tine personal pe care le voi lua și mi le voi lipi pentru Regina Unicornilor de la Diana. Hei, scumpa mea Olivia, aici Diana. Nu cred că mă cunoști, dar să știi că te iubesc. Tu m-ai învățat așa multe lucruri. M-ai făcut să râd, m-ai făcut să văd că sunt importantă. Cred că m-ai învățat mai multe decât m-a învățat pe mine școala în atâți ani. Tot timpul când te văd, mă faci să zâmbesc și să râd, chiar și în cele mai triste momente. Însemnul pentru mine, ești motivul pentru care zâmbesc și de fiecare dată când vreau să mă cert sau să vorbesc cu râd, îmi aduc aminte de la tine și mă gândesc la ce ai spune dacă erai acolo. Pentru mine ești soarele care strălucește pe cer și luna înconjurată de stele. Stelele sunt unicornii. Vai! Te iubesc foarte mult. Salutări mamei tale, spune că îi mulțumesc pentru minunata, minunea creată. Salutări și lui Oscar, care latră când faci tu TikTok-uri și în ultimul rând, salutări surorii tale. Vai, ce frumos! Mulțumesc din tot sufletul, Diana. Te pup, ești minunată. Mulțumesc mult de tot. Nu mai pot. A fost o zi intensă. A fost o zi intensă. Asta l-am deschis. Este efectiv, îmi place de mor. Deci, îmi place de mor. Te auzi? Believe in yourself. Mă numesc Rebecca și sunt din Piatra Neamț. Iubești și apreciez tot ceea ce faci. Sper să-ți vină brățările. Am vrut să-ți trimit ceva făcut de mine, așa că ți-am făcut brățări. Stați să vă arăt brățările, sunt superbe. Sunt superbe. Nu știam că-s făcute de tine. Bine că am citit întâi scrisoarea. Sunt foarte, 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 foarte frumoase. Brățara din săculețe pentru mama ta, restul sunt... Deci stați să vă arăt. Ia lua și mami o brățară. Care scrie mama. Deci... Sper să le porți. Te-aș ruga să-mi trimiți un mesaj dacă îți vin și dacă îți plac. Te ador și te sprijin, unicornii la putere. Mulțumesc din tot sufletul meu. Mulțumesc din tot sufletul meu, Rebecca. Mulțumesc din tot sufletul. Silvia, din Târgoviște. Dați follow la Olivia Adams Music. Dragă Olivia, vreau să știi că eu te admir extrem de mult. Ești perfectă și ești queen. Te admir de când ne-am văzut în februarie 2020 pe TikTok, pe For You. De atunci te-am urmărit și pe Insta. Te iubesc foarte, foarte mult. Ești mama unicorn, prințes și queen. Ador să fac edituri cu pozele tale și la fiecare poză pe care o postezi tu, eu mă topesc instant. Sper că atunci când vei citi această scrisoare să fii într-o stare foarte bună, adică să fii foarte fericită. Da, sunt foarte fericită. Zi frumoasă în continuare, îți dorești o săptămână perfectă. P.S. Sper să-ți placă desenele. Cu multă iubire, Silvia. Mulțumesc din tot sufletul meu, Silvia. Îmi plac foarte mult desenele și scrisoarea la fel și ai scris minunat. Și îți mulțumesc din tot sufletul că ți-ai luat din timp să-mi scrii și să-mi faci niște desene și să te duci până la poștă și să-i pupi pe părinții tăi că au fost drăguți să meargă cu tine până la poștă. Mulțumesc mult de tot. Hei, Olivia! Numele meu este Riana.
Mă bucur enorm să am ocazia să-ți trimit acest pachet. Mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ai dat-o în mine și în visele mele. Căpătată datorită ție, m-a ajutat să înțeleg foarte multe lucruri care m-au făcut o persoană mai bună și asumată. Îți doresc multă sănătate, iar energia pozitivă și fericirea pe care mi-o transmiți să ți se întoarcă. Te iubim mult, Olivia. Ziceți unii dintre voi niște chestii care și desenele sunt superbe. Îți mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Iar ce ai zis în scrisoare... Suntem la ultimul pachet, doamnelor și domnilor. Dacă ați avut răbdare până acum, mai rezistați la încă un pachet. Scandal! Ce frumos! Și avem tabloul ăsta care îmi place de mor. Este foarte frumos. Este superb. Îmi place mult de tot. O caricatură cu mine, care chiar este foarte inventivă și îmi place super, super, super mult. Cum spuneam, fiecare vede în stilul lui și desenează în stilul lui. Bună, Olivia! Vreau să încep această scrisoare prin a-ți mulțumi că ești în viața mea pentru că m-ai învățat cum să mă bucur din orice lucru, oricât de mic, și să iubesc pe toată lumea din jurul meu și pe persoanele care mă iubesc, țin la mine, mai puțin, pentru că am spune cineva foarte... Cum îmi spune cineva foarte drag mie, fă ce vrei, dar nu fă rău la nimeni. Este mesajul pe care ador să-l aud. Ești o persoană minunată, veselă mereu, cu good vibes și foarte frumoasă. Nu uita să nu lași pe nimeni niciodată să te rănească și nu renunța niciodată la visele tale și la ce-ți place să faci. Noi te iubim și o vom face în continuare. Unicornii la putere, hashtag Habibi. Olivia e viață. Nu uita să-ți filmezi reacția și să-mi primiți pe Insta. Mulțumesc foarte mult. Chiar îmi plac foarte mult toate desenele. Foarte, 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 foarte frumos. Iar ăsta e foarte interesant. Chiar e foarte cool. Iar ăsta e super. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Cred că am terminat. Nu vreți să știți ce este pe masa mea? Stați să vă arăt. Nu înțelegeți ce aici. Trebuie cumva să sortez acum tot ce este pe aici și să duc ambalajele la gunoi. Wow! După cum spuneam, nu mă interesează că acest vlog are este o oră. A fost o reală plăcere să vă citesc toate scrisorile și să vă deschid toate cadourile. Vă mulțumesc din tot sufletul meu. Nu vine să cred că efectiv țineți atât de mult la mine și că v-ați rupt atât de mult din timpul vostru să faceți chestiile astea pentru mine. Sunt foarte recunoscătoare și vă mulțumesc din tot sufletul meu. A fost un roller coaster, așa, am început super activă, super veselă, după m-am întristat puțin, după iar mi-am revenit, după am început să plâng. A fost așa o chestie foarte... Dar a fost foarte, foarte frumos și vă mulțumesc din tot sufletul meu foarte mult. Mă duc să-i dau brățara lui mami și cealaltă jucărie lui Oscar, pentru că mingea i-am dat-o deja. Vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru tot. Sunteți efectiv magici. Și sper să vedeți și voi asta. Sper să vedeți cât de buni la suflet sunteți voi în comparație cu alți oameni. Efectiv, sunteți foarte special. Eu nu am mai întâlnit în viața mea, eu foarte rar am întâlnit în viața mea oameni atât de buni la suflet cum sunteți voi și voi o faceți cu atât de multă ușurință și vi se pare o chestie normală și sunt foarte fericită și recunoscătoare că am parte de voi, că v-am în viața mea și că mă susțineți și că suntem împreună cea mai frumoasă comunitate din România. Chiar consider asta cu toată tăria, suntem cei mai uniți și ne iubim cel mai mult. Vă mulțumesc din tot sufletul că ați avut răbdare să vă uitați la acest vlog. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru toate cadourile astea minunate. Înseamnă foarte mult pentru mine. Vă mulțumesc din tot sufletul meu. Și stay tuned! Abia aștept să vedeți ce alte chestii vă mai pregătesc. Nu uitați că vă iubesc din tot sufletul meu și că sunteți minunați. M-ați făcut cel mai fericit om și mă faceți de fiecare dată. Vă pup și vă iubesc!